Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în Direct. Astăzi vom discuta despre măsurile pe care Comitetul Județean de, pentru Situații de Urgență le-a adoptat ieri împotriva inundațiilor și epidemiilor și totodată vom face un bilanț al Instituției Prefectului pe anul 2015. Pentru tot acestea l-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Prefect al Județului Satu Mare, domnule Eugeniu Avram. Bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit, salut și pe telespectatorii dumneavoastră, pe toți concetățenii mei. Înainte să începem, dragi telespectatori, vă anunț și de această dată că numărul este afișat pe ecran. Puteți să ne sunați în orice clipă, să-i puneți întrebări invitatului nostru. În același timp așteptăm SMS-urile dumneavoastră cu tarif normal la numărul afișat în stânga sus și, bineînțeles, mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook, audiențe, în direct ITV. Domnule prefect, așa cum spuneam acum câteva secunde, ieri Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit uh, pentru a lua câteva măsuri preventive uh, pentru... Împotriva inundațiilor de sezon, bineînțeles, se topeză pe ghețurile, avem și da. precipitații, și totodată pentru împiedicarea răspândirii și pe teritoriul României, pe partea asta de, de țară, a virusului AH1N1, gripa porcină, cum o mai cunosc și alții. Avem motive de îngrijorare? Nu avem motive de îngrijorare la ora actuală, dar eu am făcut o. o, o, o... Și am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ca urmare a unor uh, situații informale primite vis-a-vis -vis de uh, posibilitatea de a se produce inundații la nivelul județului, la nivel național. Practic am fost notificați de către Ministerul Mediului vis-a-vis -vis de uh, potențialul producerilor de inundații în zone unde uh, sunt uh, tot felul de disfuncționalități vis-a-vis -vis de, de uh, scurgerile văilor și a. Uh, fluviilor mă rog a, a, a văilor a, a râurilor a părurilor de la nivel în mod deosebit la nivel de zone muntoase zone uh, unde au fost uh, uh, mă rog înghețuri și nisori mai puternice. Noi nu, nu ne găsim județul nostru chiar în aceleași uh, uh, zone de risc dar totuși pentru a mă asigura că uh, în situația în care s-ar putea întâmpla un asemenea eveniment în județul nostru, am cerut grupului de suport tehnic care uh, cuprins, sau, mă rog, cuprinde specialiștii de la instituțiile publice de concentrate cu atribuții în domeniul uh, inundații, prevenirea inundațiilor, să se întrunească, să analizeze posibilitățile de risc care ar putea să se... Uh, întâmple la nivelul județului nostru vis-a-vis -vis de, de inundații, ca urmare a ploilor, ca urmare a scurgerilor și a viiturilor, respectiv a, a înghețurilor care s-ar putea produce în județul nostru. Acum, și... asta e că știm de anul trecut, din 2015, da. am fost luat într-un fel sau altul pe, prin nepre, pe nepregătite, ați făcut față foarte bine situației de urgență. Este foarte bine că avem deja un plan și dacă cumva se întâmplă ceva, Poate fi acesta pus în aplicare De scop, așa cum ați menționat foarte bine și dumneavoastră Este un scop preventiv Am vrut să mă asigur că toate instituțiile, toate autoritățile locale Am sesizat comitetele locale Pentru situații de urgență Să fie pregătite, să știe ce au de făcut În caz că se întâmplă un asemenea eveniment în um, vedea, ne așteptăm, sigur că, dar încă n-a trecut iarna, ne așteptăm încă la Ninsor, ne așteptăm la probleme de, 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 de. datorate fenomenului rece sau, mă rog, a, a evenimentelor de sezon rece, nu neapărat de inundații. Dar oricând ne putem trezi și cu asemenea evenimente care se pot petrece în județul nostru, și aș dori să. și mi-am dorit acest lucru, să fim vigilenți, să fim pregătiți cu toate măsurile tehnice ce avem de făcut și de întreprins noi, Comitetul de San pentru Stații de Urgență și Comitetele Locale pentru Stații de Urgență. La respectiva ședință, domnul director Vasile Andrieș de la Sistemul de Gospodărire a Apelor spunea că am atins cota de atenție pe Valea Rea și la barajul din Călinești. Deci observăm că aceste fenomene meteo puține, am putea spune, sau neîngrijorătoare, totuși își arată într-un fel colții este. În, zone, în unele zone ale județului, deci nu e în zadar. E bine tot timpul să fim pregătiți. E adevărat. Eu vreau să vă spun apropo de ce am petrecut anul trecut în luna mai. E datorită faptului că atenționările și prognoza a fost pe undeva deficitară. Ei, și azi noapte vreau să vă spun că am primit notificare de cod galben pe Valea, pe Râul Tur și pe Râul Someș Când colo dimineața mă trezesc că Valea Maja a depășit cota de atenție Deci sunt niște lucruri care trebuie să le punem la punct noi instituțional Deci vreau spun la nivel național și toate organismele și instituțiile care au atribuții în acest domeniu Pentru că nu-mi doresc uh, să alertăm în, în zadar uh, Sau mă rog să, -i, să uh, îi determinăm pe membrii comitetului Locale pentru Stații de Urgență să, să, simulăm de multe ori acest aspect în condițiile în care nu se produce și la un moment dat putem să ajungem la situația în care se domne lăsați că ne-am mai anunțat și în alte dăți și să compromitem tot acest sistem de alertă. Deci doresc și, și le-am solicitat acest lucru, doresc să fie foarte, cât dacă se poate, sigur, prognoza e prognoză, clar că din noi ce se spune că e prognoză, e prognoză, dar să fie cât se poate mai aproape de realitate. Vă spun dimineața, am primit mesajul că Valea uh, Maja, este atins cota de atenție. Nici nu s-a discutat aseară despre acest aspect și nici peste noapte. Mă trezesc da. și atunci din acest punct de vedere cer foarte multă atenție tuturor celor care furnizează informațiile de jos înspre uh, vertical, la nivel regional și la nivel național. Pentru că care... altfel riscăm să comprometem tot acest sistem de... de uh, de control și de, de, management a situațiilor de urgență. Din, câte Din acest punct de vedere vorbesc. Bine aminte, domnul Vasile Andrei spunea că pe Maja, la Bogdan și la Corun va face o decolmatare pe la finalul lunii februarie, prin martie, odată ce vremea le permite. Acolo, a descoperit acolo... Acolo, din păcate, înțeleg că din anii 2008, 2009 era un proiect de investiții, de modernizare și drenare a văi maja. Nu s-a făcut nimic din acest punct de vedere, cu toate și demersurile noastre și ale mele personal, de decât sunt prefect, n-am reușit. Ei, în aceste condiții, și mulțumesc domnului director pentru că s-a gândit la acest aspect, că noi, la nivel județean, am reușit acest demers, să spunem, pe, cu forțe proprii. O colaborare, un parteneriat între Societatea de a Apelor care pun la dispoziție utilajele Și autoritățile locale care pun la dispoziție Restul ce mai trebuie contribuit pentru a finaliza Cel puțin Punctual anumite drenaje și Mă rog De blocare a A, a, a fluirii apei să spunem așa a, a, Văilor să spunem pentru a preveni riscul de În primul rând mă, mă gândesc și asta a fost analiza noastră de risc Să prevenim inundarea locuințelor și respectiv, Doamne ferește, să nu punem în pericol viețile cetățenilor, în rest materialicește vedem ce putem face mai departe. Un alt pericol ce pândește după colț am putea spune În țara vecină, Ucraina, este virusul AH1N1, care acolo au făcut destul de multe victime, peste 150 Și chiar și în România s-au depistat 20 de cazuri, dar nu la noi, asta este bine că nu da. la noi În acest sens la Vama de la Halmeu, ce măsuri știți că s-au luat tot așa de prevenire până în acest moment? Tot cu datorită informațiilor primite la nivel național vis-a-vis -vis de ce se întâmplă cu situația epidemiologică din, din Ucraina am, avut, am dispus o întâlnire a, și convocarea grupului de suport tehnic pe domeniul epidemiei, epizotologiei, pandemiei și așa. Deci, respectiv, specialiștii care să pricep din acest moment. Am avut o discuție inițial informală să-mi dea toți, pe fiecare domeniu, ce informații au, ce au primit pe linie orizontală, pe linie verticală, ce cunosc, inclusiv Poliția de Frontieră, VAMA, Direcția de Sănătate Publică, Direcția de Sănătate Sanitar-Veterinar pentru Siguranța Alimentelor și restul structurilor, să am o, o informare cât de cât mă rog, articulată, ca să știm ce facem mai departe. Din fericire, într-adevăr, la nivelul riscul pentru județul nostru, la ora actuală, nu există din acest punct de vedere, pentru că, din informațiile noastre, la nivel de, de adiacent zonei de frontieră cu Ucraina, peste 300-400 de kilometri, în, în, interiorul Ucrainei nu sunt cazuri de, de, de epidemiologie. Deci nu de, sunt de, aproape. Nu sunt aproape de noi. Dar totuși am zis și e nevoie și uh, am solicitat acest lucru și practic grupul de suport tehnic mi-au propus acest lucru să facem, să adoptăm o hotărâre de a de pentru situații de urgență cu, în care să adoptăm planul de măsuri, din nou vreau să spun preventiv. Să știm fiecare ce avem de făcut în cazul în care apare un caz sau o suspiciune de Gripă porcină în apropiere de granița cu. în Ucraina, să fie cazul în apropiere cu grani, granița noastră, să să spunem așa, România. Da, da, pe lângă Halmeu noi mai avem încă vreo șase oat uri care sunt pe granița mm -hmm. cu Ucraina și am înțeles că cei de la Direcția Sanitar Veterinară vor merge, sau au mers deja săptămâna aceasta în control, să vadă, să discute cu primarii, să intervină, da, să fie anunțați. Dar să vreau să vă spun două lucruri paralele. Gripa porcină este produsă de virusul A1N1, care este un virus cu, cu predilecție, cu, am vorbesc ca mediu veterinar, pentru uh, om, numai că a fost o coincidență atunci când a apărut și la porci și se spune gripa porcină, deci nu are comun cu porcii. Alta este virusul peste porcine africane, care din păcate iar evoluează în Ucraina, și sunt informat de către Direcția Sanitară Veterinară și aici trebuie să ne protejăm efectivele noastre, să ne protejăm teritoriul țării, respectiv a Uniunii Europene, a județului nostru, mă rog, restrictiv vorbind, pentru ca să nu, intervi, să nu intre boala aceasta, boala peste porcina africană în județul nostru, astea sunt măsurile care le-au direcție sanitar veterinară. Da, pentru că vedeți consecințele situației și lipsei de credibilitate a serviciilor publice românești, din păcate, la nivel de Bruxelles, unde noi ducem și suportăm consecința lipsei de credibilitatea noastră instituțional, la nivel de Bruxelles, pentru că nici la ora actuală comerțul cu alimente, cu animale vii, și cu alimente de origine animală, nu este în totalitate liber din România spre Uniunea Europeană, tocmai datorită acestor măsuri și a lipsei de încredere care, mă rog, din păcate, se mai păstrează și la ora actuală vis-a-vis -vis de rolul și locul instituțiilor publice din țara noastră. Dar eu zic că ar trebui odată și odată, trebuie încheiat cât de repede și cu acest ministru al agriculturii pentru care îl consider este un om extraordinar de profesionist și specialist în domeniu, sunt convins că vom câștiga bătălia pentru că trebuie să demonstrăm și inclusiv cu domnul prim-ministru care vine din a fost ministrul agriculturii a fost uh, uh, comisar pe agricultură trebuie să demonstrăm că România astăzi este ar trebui din punct de vedere tehnic sanitar veterinar vorbesc eu cum am vorbesc ca mediu veterinar trebuie să uh, să excludem orice risc epidemiologic Vis-a-vis -vis de să lucrăm foarte profesionist Suntem acreditați, suntem uh, Verificați de, de Reprezentanții Uniunii europene, de către experți Veterinari, de către, suntem testați De către laboratoarele comunitare, deci lucrăm Foarte transparent și foarte profesionist la ora actuală Și de aceea mă întreb și spun și cred Eu încă o dată vă spun, am foarte mare încredere În, în cei doi, la ora actuală Că vor demonstra la uh, Bruxelles Că trebuie să se ridice Orice uh, embargo vis-a-vis -vis De multe de tehnice vorbesc de Comerț cu animale vii și cu uh, alimente de origine animală la nivel uh, european, să spunem. Sperăm așa. pentru că uh, cei care ne urmăresc, fermierii de la noi din județ, așteaptă de mult uh, aceste lucruri. Uh, acum la VAMA, la Halmeu, ne-am fost până acolo, uh, am văzut că s-au luat măsuri de protecție personalului, aceștia au fost vaccinați, uh, poartă mânuși măști medicinale și totodată nu lasă nicio persoană fizică să intre în țară cu alimente de origine animală, indiferent că vorbim de conserve, de mezeluri sau orice altceva, toți sunt întoși. Acesta este rolul uh, uh... Planului de măsuri adoptate de către Comisie, Comitetul Județean pentru Stații de Urgență. Măsuri preventive. Astea toate sunt măsuri preventive și trebuie în primul rând să ne protejăm noi, să protejăm pe cei care lucrează efectiv și este o măsură extraordinar de binevenită și îndemn pe toți. Din păcate am înțeles că nu toți lucrătorii din... din atât de la Poliția de Frontieră cât și de la mamă, acceptă sau, mă rog, au solicitat, acceptă să fie vaccinați, pentru că vaccinarea este voluntară, nu putem să obligăm de pe nimeni să se vaccineze. Dar este o măsură de protecție foarte bună, binevenită. De asemenea, utilizarea acestor mijloace de, de protecție, de contaminare secundară, venind în contact cu cetățeanul care ar putea să fie purtător acestui virus, E foarte binevenită din acest punct de vedere. Pe de altă parte, am solicitat atât DSP-ului, cât și Direcției de State Publică, cât și uh, Inspectorul Județean pentru Stații de Urgență să mediatizăm în permanență, să ieșim, să informăm cetățenii ce înseamnă gripa aceasta, ce înseamnă măsurile preventive trebuie de luat și cum trebuie să ne comportăm în momentul în care avem o suspiciune sau ne trezim că avem o. o Mă rog, o manifestare într-un fel sau altul a, a gripei. A, așa că nu e. Deci, o gripă. Gripa este o gripă generală. Mă din nou vorbesc ca medic veterinar. Da. E febră, da. e strănuțul, mă rog, tușește, doar gâtul, bă, ai dureri de cap, dar nu întotdeauna trebuie să fie neapărat catalogată și confirmată ca și gripa porcină. Dar, pe de altă parte, nu trebuie nici să rămânem indiferenți, trebuie să mergem să vedem să ne. Verificăm din acest punct de vedere, mai ales în, în condițiile în care le-am cerut și colegilor să se bazeze pe uh, anchete epidemiologice foarte clare. Deci, e foarte important să vină uh, analiza de risc de unde ar putea să fie uh, stabilită originea bolii. Deci, nu orice gripă poate să fie gripă porcină. Pentru... Categoric. Uh, domnul Dan Cojoc, de la directorul DSP, spunea în conferința uh, de presă că cei care au, sau factorii definitori acestei boli, e o febră peste 38, probleme respiratorii, <coughs> spre pneumonie. Deci totuși o stare mai uh, agravantă un pic. Uh, dar sfatul pentru toți uh, cetățenii este, cum mă simt că au ceva o problemă, să meargă la să doctor se și medicul. să nu uh, ia medicamente de capul lor uh, așa. Așa uh, și așa să creadă așa. că e un lucru... Așa. Asta recomand și eu și are domnul uh, director, domnul doctor Cozoc, este medic cu deci foarte foarte eu nu vreau să intru mult pe domeniul ăsta, dar vreau să uh, încurajez cetățenii în momentul în care au suspiciune sau mai rău au venit în contact sau au fost în Ucraina să spune că la noi deocamdată riscul de a introduce boala în țară este din Ucraina. Nu, să știe. Poate să fie și alte surse, dar deocamdată acestea sunt recunoscute. Încă un factor care ar trebui să-i liniștească pe cei de acasă. Am vorbit tot așa cu cetățenii care veneau din Ucraina și așteptau să fie controlați. Controlele sunt foarte amănânțite la vamă. Spuneau că acolo, la punctul lor de trecere, te controlează și fizic. Se uită la tine dacă văd că ești puțin bolnav sau ceva te întorc din drum. Nu te lase să treci mai departe. Deci e un, și acesta un lucru care ar trebui pe noi să ne bucure. Deci cine, cine trece și intră, reușește să intre în țară, înseamnă că da, a primit avis, să zicem așa, din, din două părți. Următoarea etapă ar fi dacă vedem, avem și noi suspiciuni, dar din păcate, din fericire, informațiile care le avem la nivel de mă rog, transfrontalier, să spunem, deci în zona noastră adiacentă, încă o dată vă spun, 300 de kilometri, 400 de kilometri în interiorul granit, granit, interiorul Ucrainei, nu se Cazuri clinice, nu sunt cazuri de suspiciune sau de confirmare a gripei porcine. În momentul în care ferească, Doamne, vor fi, vom institui și noi categorii măsuri de uh, uh, supraveghere și de evaluare a stării de sănătate printr-un punct sanitar la frontieră. Deci, categorii. Noi suntem în în alertă la ora actuală toate instituțiile, de asta am și vrut de fapt acest plan adoptat preventiv, să știm ce avem de făcut, în momentul în care avem o informație care ar putea să ne ducă cu gândul că e pericol de a introduce prin punctul de trecere a frontierei al meu, că ăsta este riscul cel mai mare, Vom lua măsurile categorii care trebuie luate din de punct direct, de vedere. Și, și vom examina și care să fie permanent exact, da. uh, tot așa acolo. Cu specialiști, medici umani, de infecțioase uh, sunt deja patru pregătite. Am înțeles că sunt 25 de patru la pediatrie și 50 de patru la adulți. Deci, într-un fel sau altul... Uh, Noi suntem pregătiți. Suntem, ar fi suntem bine pregătiți. să nu ajungem în situația Asta spune, spun și dar, eu. Dar e bine Sperăm să fim să nu pregătiți. Fiți Nevoiți să puneți da, în aplicare da. nici unul dintre cele două planuri, nici, cel, nici pentru inundații, nici, nici, nici pentru epidemii uh, Datoria noastră este în primul rând să ne asumăm, să ne însușim programele, proiectele și aceste măsuri Ca în momentul când apare evenimentul să nu băjbâim, să știm ce facem Dar în momentul când s-a declanșat știm, avem proceduri clare, știm ce avem de făcut fiecare eu, ca prefect, președintele președinte al de Consiliului, Comitetului Județean pentru Stații de Urgență și fiecare în pare. Vicepreședintele, președintele Județean, care este vicepreședintele al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, inspectorul șef la ISU, care este vicepreședintele Comitetului Județean, restul, membrii Comitetului Județean pentru Stații de Urgență, fiecare să știm cum acționăm, să nu bășbuim atunci, să ne întrebăm, mă, Uita, asta ce asta facem? Ne cum facem? Oricum, în acele momente, și logistica fiind critică, te lovești de probleme pe care poate nu, la care nu te-ai gândit, dar e bine ca măcar la ce te-ai gândit să măcar nu mai stai să măcar acționezi atât. direct. Așa, așa cum spuneți, că biologia e biologie, catastrofele sunt catastrofe, care nu le poți într-adevăr controla, dar le poți gestiona dacă ești bine pregătit. Aș vrea să trecem la un alt subiect, și anume să le spunem telespectatorilor că astăzi instituția prefectului și-a prezentat bilanțul activității pe anul 2015. Și încep cu o întrebare generală. Ce obiective ați avut și v-ați pus la începutul anului 2015 și câte dintre acestea ați reușit, ca până acum, la final, să le și duceți la îndeplinire? Obiectivele noastre au fost destul de generoase, să spun așa, pentru anul 2015. Eu cred că, sigur, cu caracter general. Nici nu avem o cuantificare cifrică, eu știu cum că nici nu, asta este rolul instituției prefectului. Dar eu cred și îmi place să cred acest lucru și mă bucur că cine... sunt unii care chiar apreciază și spun că este așa. Ca și obiective principale în 2015 am avut în primul rând și asta este stilul meu de lucru. Le-am cerut tuturor creșterea gradului de implicare pentru realizarea în teritoriul obiectivelor cuprinse în programul de guvernare. Le-am cerut implicare tuturor, și nu pot numai eu, instituția prefectului, trebuie cu toții, mai ales și le cer, mai ales membrilor colegiului ceea ce sunt serviciile publice de concentrate. Tuturor nu le cer altceva decât implicare, responsabilitate, profesionalism, transparență și corectitudine în tot ceea ce fac. Nu le-am cerut niciunul și nu, nu o să-l fac niciodată acest lucru, pentru că eu întâmplător sunt prefect. Voi pleca, ei rămân, au cariera în spate, trebuie să o ducă cariera în spate. O carieră deschisă în fața lor, care trebuie să-și urmeze. Ei, dacă au optat pentru administrație, trebuie să rămână în administrație, dar să-și facă, să facă datoria. Am mai spus-o și o spun de multe ori. Nu știu dacă care greșește mai mult. Cel care face ceva și greșește sau cel care nu face nimic ca să nu greșească. Ei, eu asta încerc și sper că am reușit în anii încă de când sunt prefect să-i determin pe toți. Faceți, domne, implicați-vă și dați... Haideți să-i provocăm să, să lucrăm. Mă exprimam ieri la o întâlnire cu mediul de afaceri că inițiativa este specifică și curajul specific mediului de afaceri. Dar de ce nouă administrație? De ce nu? Noi de ce nu trebuie să avem? Și noi trebuie să avem inițiativă, și noi trebuie să avem o, o preocupare și ce de anevoie. Ar trebui să gândească ca managerii unor companii să se gândească să dezvolte, să, să rezolve. Sigur. Doar așa. În, în, în limita legii, nu trebuie, doamne care ferește, doamne. noi nu avem voie. Legea pentru noi e lege, Dacă ca și pentru mediul de afaceri, pentru toată lumea legea e lege. Deci, să fie apropo de obiectivele. Deci, printre altele, ar fi respectarea legii de către toți cetățenii județului. Nimeni nu mai presus decât legea, de, deasupra legii. Nici de poziție și condiția socială care o are. O altă preocupare a mea per, permanentă, de când sunt prefect, a fost perfecționarea colaborării interinstituționale, atât pe orizontală între instituțiile publice de concentrate, vorbesc de serviciile publice de care sunt membre ale Colegiului prefectural, care mai aparțin pe undeva, cât și între serviciile publice de concentrate și autoritățile publice locale, dar și mai departe între servicii, autorități și cetățeni. Asta pe orizontală. Și după aceea, pe parte de partea de cetățenii, uh, cred că acolo trebuia și ați făcut o treabă bună, până acum uh, și mai trebuie lucrat în un pic, pentru că uh, vedem că probleme încă între uh, sau de comunicare între administrații și este, este. încă există, Dar, așa Petiții cum am prezentat -am astăzi în, în, în bilanțul nostru și nu mă refer neapărat la cifre. E vorba de un procent un procent foarte scăzut și mă bucur că în ultimele trei Ani, a scăzut acest proces, a ajuns sub 1%, deși și asta mă deranjează că n-ar trebui să ajungem acolo cu petiții vis -vis legate de care au venit la instituția prefectului, vis-a-vis -vis de atitudinea uh, funcționalilor din de, în cadrul serviciilor publice de concentrate respective autorităților. Ei, acest lucru mă bucură și mă, mă, îmi dă încredere că suntem pe un, un drum bun. Sper și cred, mai ales acum urmează alegerile locale, sper să fie aleși oameni, într-adevăr, primari. Consilier local, oameni care uh, îi preocupă și au în, uh, în gândul lor uh, binele comunității, binele cetățenilor. Dacă vom reuși acest lucru și vom reuși să îmbunătățim calitatea umană, să spune așa, profesională și spirituală și Dumnezeu nu mai știu cum să spun de, despre fiecare dintre noi în parte, eu sunt convins că uh, vom reuși să mișcăm lucrurile și în județul nostru. Asta sperăm și noi. Uh... Instituția Prefectului este cea care verifică actele administrative, precum decizii ale primarilor, hotărârile ale Consiliilor Locale, ale Consiliului Județean. Să ne spuneți câte dintre acestea s-au dovedit, după controlele efectuate de către specialiști din cadrul instituției pe care o reprezentați, a fi nelegale. Vreau să vă spun că, n-aș vrea să intru în cifre, are mult, așa, vreau să vă spun ca idee, ca principiu. Eu de când am ajuns prefect am identificat și mă bucur foarte mult pentru că primul an am fost așa și m-am format și eu am. am mă rog, m-am -am perfecționat într-un fel și am găsit soluția pentru că eu eu ca prefect, asta o spun eu ca persoană, dar și instituția prefectului, categorii. eu nu vreau să mă opun bunului mers a activității niciunei comunități. Dar din potrivă, noi trebuie să fim, să-i sprijinim, să-și poată dezvolta proiectele, dar în condițiile respectării legii. Asta e obligația noastră, să, să <coughs> supraveghem și să validăm legalitatea. Legalitatea, hot, ce, care activități? Hotărârile Consiliului locale a consiliului județean și dispozițiile primarilor. A, președintele județean nu avem competență în acest moment. Din acest moment am instituit o procedură. Am zis că domnule, dacă este noi trebuie să evaluăm fiecare acest act normativ care eliberează ei, să evaluăm se... în parte, să vedem dacă se încadrează sau nu în condițiile legii. Ei le-am propus și au fost de acord de ce se Este egală, este legală procedura de analiză prealabilă, să spunem așa, a hotărârilor și evaluându-le, găsind o, în cadrul hotărârii un articol, un punct care încalcă legea. Am zis că domnule, să nu-l atacăm direct în contencios administrativ, pentru că compromitem întreaga hotărârii sau întregul demers care Le dăm șansa... Oportunitatea ca în teme de 30 de zile Să-și corecteze acel punct de vedere sau mă rog acel punct la ordinea de zi sau ce în care sub punct Să-l corecteze dacă-l corectează validăm hotărârea și să meargă mai departe Asta mi-a fost stilul meu eu gândesc întotdeauna am gândit constructiv Și nu pot gândi altfel eu nu o să gândesc niciodată negativ eu gândesc pozitiv din orice Eu mai bine văd partea prin parului decât partea noastră Din acest punct de vedere am găsit o, o Un, 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 un Feedback, am primit un feedback deosebit din partea autorităților locale, a primarilor, a secretarilor și așa. Și am reușit să, să le rezolvăm aceste aspecte. Am trăit într-adevăr în 2015, au fost aspecte vizabile. Poate că nici legislația n-a fost destul de clară, n au fost destul de bine interpretată de către administrația locală, uneori poate și din aspectul de a găsi să, să corecteze anumite nedăptăți care s-au produs în anii anteriori Legat de salarizarea uh, personalului și. Din cadrul administrației locale, ceea ce, din păcate, ce să spun, și Curtea de Conturi a sesizat acest lucru, și noi l-am sesizat și le-am le transmis prin procedurile noastre. Trebuie să-și corecteze, pentru că nu i tot una ce vrei. Într-adevăr, vrei și vrei bine și vrei să-l faci, dar numai ce se poate legal. Cu apropo de acordarea unor sporuri, acum, mă rog, salarizarea personalului, în mod deosebit, de îmbunătățirea salarizării acestea. Ne-au înțeles oamenii, dar. Și, din așa de vedere, o foarte bună parte dintre primar și secretar au înțeles acest lucru, unii n-au înțeles așa, și pentru care suntem în câteva uh, situații pe care le-am atacat în contextul administrativ hotărârea de Consiliul da, În spusele dumneavoastră, izavedești. în cadrul ședinței, există o creștere semnificativă acestor. Exact acestea sunt comente. aspectele. Acestea deci, sunt, nu altele lucruri. De legat de salarizare N-a fost bine interpretată de către secretar, de către primar Mă rău, de către consilieri Sigur că încă o dată vă spun Și ei cred că autonomia e autonomia Dar autonomia nu le poate conferi altceva decât numai limitele legii Și au fost, le-am Prin această procedură Prealabilă, le-am transmis și foarte multe s-au revocat Peste 90% s-au revocat Dar încă 10% n-au fost revocate Dintre cele pe care le-am analizat Mai sunt câteva care le sunt în curs de analiză Acum, la noi, la serviciul juridic și o să înțeleagă și o să vadă că, în final, eu nu, nu -mi doresc legea în mod primează. deosebit. Eu, eu, sunt pentru, și spun întotdeauna, în primul rând sunt adeptul să dau colegului și colaboratorului meu și după aceea să-i cer. Dar nu poți întotdeauna să faci decât când ceea ce îți permite legea. Categoric. Da, uh, <coughs> domnule prefect, telespectatorii cetățenii județului Satu Mare vă cunosc de An buni, prin prisma audiențelor pe care le faceți în fiecare săptămână, că vorbim la sediul instituției, că vorbim de cele făcute în teritoriu, că mergeți, mergeți și în comune, și în orașe și ascultați pe oameni. În anul 2015, câți oameni ați consiliat? Și Bineînțeles, așa, procentuale, să ne spuneți care sunt problemele lor. jur de. Am înțeles ca și evaluare că în bilanț astăzi peste 650 de cetățeni, au fost în audiențe directe, dar astea sunt uh, cei care sunt înregistrați și așa, dar foarte mulți pe care am fost în, la uh, fața locului și am discutat cu ei, de ceea ce nu mă interesează în mod deosebit numărul. Problemele sunt uh, în principal. Cele mai importante și peste 50-60% sunt problemele legate de de implementarea legilor fondului funciar, de, de problema a pământurilor. Da, asta sunt, sunt lucruri pe care legea 116... 165. Da. Legea 165. Legea 165 a fost o lege care a fost gândită inițial în scopul de a ne face o oglindă, tot ceea ce a însemnat pe parcursul anilor 2000, 1990 până în 2013, când a fost inițiată legea 2014. Din păcate, eu vă spun, sau mă rog, din păcate, din fericire, județul nostru, am fost primul județ care am a, finalizat la, nivelul, la, nivel național să a, reușim să implementăm legea 165 la nivelul județului nostru. Pentru că a, altfel eram blocați, nu aveam nu să permitea să începem din nou activitatea de preluarea cererilor, nu preluarea neapărat, de evaluarea cererilor și de eliberarea titlurilor de proprietate, respectiv de restituirea proprietăților. Am reușit acest lucru cu foarte mare uh, efort, atât din partea instituției prefectului, care la un moment dat eram, uh, am fost obligați și serviciile publice de concentrate a fost preluată de către instituția prefectului, am nominalizat președinte de comisie, era reprezentantul instituției prefectului, a prefectului în, în, la Comune. Dar cu sprijinul nemișlocită a primarilor, a secretarilor, a comisiei locale de fond funciar, am reușit, sincer vă spun, și din așa de vedere sunt foarte păcat sufletește că uh, uh, Ați am încercat să așa. De asemenea, am fost primul județ care am reușit să obțin fonduri pentru uh, a retribui uh, specialiștii, topografi care au fost implicați în acest domeniu, în implementarea legii 165. Dar nu-i destul. Acum văd că nu-i destul. Sunt lucruri care trebuie să le ducem mai departe. Comisiile locale trebuie să, 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 se mobilizeze eu, ca și președintea Comisiei Județene de Fond Funciar. Le-am am ordonat. Clar, vom face două întâlniri pe, pe uh, lună. A doua și a patra joie din lună, la ora 10, avem ședințe de Comisie Județeană de Fond Funciar să analizăm dosarele care au fost depuse pentru evaluare și respectiv pentru validare și finalizare într-un fel instituțional. Asta tocmai pentru a, a asigura transparența în decizia noastră. Pentru că îmi displace de multe ori sunteți lângă mine și ați fost instituțional la audiențe, ați văzut că sunt cetățeni care vin și ne spun că, știți, domnul prefect, ne spun Primari, mă rog, primari de la primărie, de acolo, zice, dosarul e la prefectură. Ei nu e la prefectură. Eu asta vreau să le demonstrez că la prefectură nu stă dosarul, dacă îndeplinește condițiile. În două săptămâni, de-alea am făcut din două în două săptămâni În două săptămâni noi validăm și le dăm drumul și se riduce și se se Dacă nu, nu rămân la noi Le returăm, sunt probleme administrative care trebuie să le... Dar, din păcate, sunt lucrurile cele mai delicate, spețele cele mai delicate Dar riscul cel mare este, la ora actuală Am reușit, am sensibilizat și Ministerul Afacerilor Interne S-a implicat foarte mult din acest punct de vedere pentru a proroga termenul Legea 165, până, dar era, trebuia să încheiem tot acest demers până la 1 sfârși, ianuarie, 1 ianuarie 2017, 2016. Este a prorogat până în 2017. Ce risc era dacă în 2017 nu se proroga acest termen cu un an de zile? Deși. Nici anul acesta nu știu nu știu ce se va întâmpla în 2016, deși noi, ce, județul nostru, încă suntem printre primele la nivel național, nu știu ce se va întâmpla la nivel de țară. Dar în condițiile în care șase ne s-a transmis la nivel de minister că nu știu dacă se va putea proroga termenul de aplicare a legii 165, există riscul ca tot ceea ce nu s-a re retrocedat să intre în patrimoniul statului. Iar cetățenii săraci care sunt cu documentele și cu toate în procedura administrativă. Să rămână fără nimic. Să rămână fără, da. Sigur că legislația spune ce se va întâmpla. Vor primi acțiuni, vor primi nu știu, mă rog, despăgubiri sau Dumnezeu știe ce. Se va întâmpla mai da, departe. Dar, dar asta, asta e că se încearcă, din câte, din câte am înțeles da. eu, se încearcă uh, oferirea în natură, uh, chiar dacă nu e pe actualul fost... amplasament și e pe așa altul, este, așa pentru este. că uh, dacă vorbim despre despăgubirii bănești, vorbim și de sume imense. Al doilea obiectiv, de țară, sau poate cel mai a... important obiectiv, dar și primul a fost. Să facem o inventariere exactă a tot ceea ce înseamnă cereri, ce înseamnă restituire, ce înseamnă bă, un diagnostic corect al situației. Dar poate cel mai important lucru a fost acela că, dacă există posibilitatea să se restituie în natură, să se dea restituirea în natură, pentru că, în fond, bani este foarte greu. Ați văzut, martori sunt tot ce se întâmplă, ce se constată la nivel național. Ban ce s-a întâmplat cu cu aceste, mă rog, dosare de restituire. Zaf la drumul mare. Eu nu vreau să mă exprim, este cine se exprimă, dar ce ce constat și eu în media și vedem ce. Din acest punct de vedere, eu zic că legea a fost foarte binevenită, legea 165. Dar mai departe avem obligația Macam noi. chiar în concordanță cu celelalte legi ale proprietății, se bat un pic cap în cap și atunci oamenii sunt debusolați, sunt debusolați și cei care o aplică câteodată. Poate că ar trebui să facem mai mult din acest punct de vedere. Eu, unul, cel puțin, ne am făcut demersuri și din nou vreau să-l pornesc, din nou vă să transmit, din nou, ca astăzi la o videoconferință, un ministru de interne ne-a atenționat din acest punct de vedere și e o preocupare majoră, vis-a-vis -vis, din acest punct de vedere, majoră din partea Ministerului și nu numai a Guvernului, a Domnului Prim-Ministru, a -vis de, de punerea în aplicare acestei legi 165, adică finalizarea implementării, respective. ce înseamnă? Restituirea în totalitate a, a, cererilor, să mă rog, onorarea cererilor a, cetățenilor, a proprietarilor. A, și din acest punct de vedere, vreau să vă spun că am transmis mai multe, mai multe propuneri și din nou o să revin cu aceasta. În primul rând, am cerut-o și știu că am fost uneori atacat, așa, ce să spun, mă rog. Le-am propus că dacă membrii Comisiei Locale de Fond Funciar nu vor fi stimulați financiar, nu vor fi retribuiți din acest punct de vedere, este foarte greu să le cer să stea să lucreze 10-12 ore. Oamenii ăștia au altă activitate. Fiecare. Sunt oameni care sunt specialiști de regulă, sunt oameni care cunosc situația din județ. Ei, nu se poate. Așa. Eu am propus, știți foarte bine că ați fost lângă mine, ca virgulă, consilierii locali să fie dispusă să dea trei luni de zile din viața lor de ședință la acest oameni ca să avem motive să-i să întreb și să-i iau la întrebări. De ce nu lucrați? De ce nu stați până mai târziu să le prelucați toate aceste dosare? Dacă Ei, omul își face treaba pentru care este plătit și asta este ceva suplimentar. Suplimentar, da, într-adevăr. Eu am propus la guvern, am trimis acest lucru încă de anii trecut, să se asigure fonduri pentru retribuirea acestora. Retribuirea, eu cred că ar fi un mijloc de, de stimulare și de, uh, mă rog, intensificarea acestei activități. De asemenea, fonduri pentru plata uh, topografilor care uh, lucrează autorizat din acest punct de vedere pentru că o altă legislație care că din 2006 era prevăzută, deci m-am trezit în număr cu câteva luni de zile anul trecut, că trebuie aplicată cu uh, planurile astea de amplasament digital. Ei, asta costă? Am reușit și această derogare. Am fost singurul județ care a am obținut această derogare ca să lucrăm totuși pe planuri din asta pe, pe, pe hârtie numai, care da. să nu coste atât de mult pentru cetățean. Ei, și nici cu aceasta n-am reușit să. Ce să spun? Sunt niște realizări, dar nu-ți mulțumit de felul cum se lucrează. Și vreau mai mult. Numai Ar că trebui că să fie tot într-un ritm mai alert. Asta e adevărat, da? Dar cu Comisia... măsuri cu recitive, eu nu sunt adeptul să mergem pe măsuri coercitive, CTV, vrea cu măsuri stimulative. Eu sunt convins că dacă soluții, să au soluții, să-i plăti, domnule, primești, uite, pentru luna asta, dacă stai, primești o sumă de. Hai, domnule, hai de pune pune la contribuție minte, hai să găsim astfel. soluții. Eu am implicat serviciul juridic, OCPI-ul, sunt niște oameni deosebit, vreau să le mulțumesc public, OCPI-ului pentru felul cum a știut să fie lângă instituția prefectului, pentru că fără ei, mă rog, personal nu vorbesc de serviciu juridic de la mine, de la prefectură, care sunt niște oameni extraordinari, niște profesioniști și oameni care cred că pe undeva poate mai gândesc și bine câteodată, dar poate câteodată să mai și gândesc, domnule, ce -o venit ăsta și ne pune să lucrăm. Asta este, eu le cer să, nu le cer mai mult decât cele cele ce cele postului, da? E greu, e foarte greu într-un un, un volum atât de mare de muncă și cu atâtea probleme și aspecte care apar pe parcurs. Domnule prefect. Dar vreau acest lucru și mi o prioritate pentru mine, alături de alegerile locale și parlamentare. Ați pomenit de rezultate. În ședința de astăzi ați dat câteva cifre referitoare la titlurile de proprietate eliberate în anul 2015. Sunt 331 de titluri de proprietate. Am putea spune că puține Puține. Foarte puține, foarte puține, pe o suprafață de 371 foarte de hectare. Puține. Dintre acestea, 328 sunt pentru terenuri agricole și doar 3 pentru terenuri forestiere. Da. Am înțeles de la domnul Dorle, care este șeful serviciului juridic de la dumneavoastră, că titlurile de proprietate, liberarea acestora și respectarea hotărilor judecătorești reprezintă două probleme Majore în acest moment e, e. Ați tot spus Că veți recurge la sancțiuni Că veți face ceva da, Pentru că este. deja da. nu, vă mai nu mai vedeați Pe unde să Le mai spune și ce să mai faceți Veți da, recurge anul da. acesta Și la astfel de măsuri extreme Doar ca să rezolvați O dată prima și oamenii să nu rămână fără pământ Vreau să vă spun că În urmă cu prima, A doua săptămână din luna ianuarie Am avut o întâlnire cu secretarii a doua joie din luna uh, decembrie, din luna ianuarie, am, am avut întâlnire cu secretarii care ținea loc la ședința de fond funcțională a Comisiei de Reținere de Fond Funcțională. Unde le-am transmis acest lucru? Uh, sentințele judecători definitive și revocabile trebuie puse în aplicare să nu se joace cu focul. Acest lucru. Sunt proceduri. Procedurile care spune... Domnule, nu poți să-i dai, cum spune sentința, pe amplasament, pe nu știu cum, nu poți găsi. Ești obligat să le faci, să le spui procedura, să le oferi o altă alternativă. Eu știu cum, nu vreau să intru în amănunte, că... Nu vreau. Eu încerc să le gândesc la nivel de global și să-i sprijin, să-i ajut, să-i mobilizez pe toți care să vină să acționeze. Apropo de domnul Dorle, eu, dânsul și echipa lui de la serviciu juridic, sunt oameni care sunt foarte, foarte implicați. Foarte implicați în acest punct de vedere. M-au încurajat, într-un fel, să rămân în această funcție de preia am patru, imediat că sunt aici. Pentru că dacă găseam altfel de oameni acolo care nu, nu înțelegeau rolul și rostul meu eu nu rămâneam acolo. Nu rămâneam pentru că ce? Eu de paiață, Eu nu vreau să rămân. Eu vreau să fiu omul care într-adevăr trebuie să-i determin și pe acela să muncească cum muncesc eu și să găsim soluții de rezolvare a problemelor cetățenilor. Că asta mi-e rolul meu, nu altceva. Să rămân pentru defilări și pentru evenimente Mondene, asta nu mă caracterizează și nici nu mă preocupă. Nu vă place. Sau... Deci, asta, asta e. Eu nu înțeleg și văd că nici câteodată, că nici dumneavoastră, nu, nu înțelegeți când vine omul și vă spune, am documentele toate, totul este în regulă și nu doresc să-mi libereze titlul de proprietate. Da. Să mai vedeți că multe sunt și adevărate, altele nu se altele confirmă. Că, da, că da, eu trebuie obligația se mea se este să verific informația, să vedem. Ce, ce. Dar, din păcate, sunt și asemenea spețe le am cerut și sincer în ultima perioadă hai să vedem domnule cum luăm și măsuri coercitive. Dar din păcate mi s-a prezentat astăzi de exemplu, regulamentul de funcționare foarte multe din măsurile care ar putea să le iau coercitive asupra comisiei locale sunt abrogate. Deci nu mai Sunt fasă... abrogate, deci nu știu ce să fac. Deci n-aș -aș vrea, mă cunoște și știu, eu nu vreau, nu vreau prin coerciție, eu vreau prin convingere să-l determin pe om să vină, să lucreze, să-și să pună, la să spună spună uh, la mintea la contribuție, că asta e toată treaba, că altfel foarte ușor să spună, Domne, asta nu se poate, asta nu se poate, nu se poate, haide, domnule, să, să vedem, sincer, vă spun, dar uh, eu, încă o dată, o spun și o fac public, uh, județul nostru din fericire să spun, pentru mine, pentru cetățenii noștri, dar nu ne încurajă nu, nu satisface cu nimic pe cetățeni. Suntem pe, în top din acest punct de vedere a punerii în posesie. Sunt județe și la ora actuală care n-au finalizat legea 165. Înseamnă că nu pot pune în posesie pentru că n-au implementat legea 165. Eu sunt de un an și ceva finalizat și putem să facem. Dar sunt spețe foarte, foarte complicate. E datorită, și am mai spus-o și o spun și acum, datorită legilor fondului funciar, trei legi care sunt pe trei filozofii diferite, ar trebui, și am propus acest lucru, haide să încercăm să identificăm, să armonizăm legislația, să vedem ce facem. Dar în condițiile în care omul vine, domnule, am fost pus în posesie pe legea 1, eu am fost pe legea 18. Bun, dar stai un pic, us. când ai fost pus? Ce s-a întâmplat? Cum a fost? Eu nu pot ai ca avut teren, și -ai avut ca teren, și instituție, nu Că pot sunt să. Sunt mulți fac agricultori sau persoane posi... care înainte nu au deținut da. teren și care au primit prin legea 18 teren. Comisia județeană de Fond Funciar. Are în spate un grup de suport tehnic grupul tehnic care lucrează sunt specialiști care vin și ne spun nu noi care noi deliberăm și vedem Sigur în momentul în <coughs> care am întrebări pun întrebări am niște nedumeriri mă lămuresc ce, ce înseamnă ne punct de vedere. Deci noi din punct de vedere administrativ pot să-i ajută oamenii sunt foarte multe specii care din păcate le depășesc administrativ și din păcate omul trebuie să ajungă în instanță sigur acolo în instanță are posibilitate să câștige. Da, da vedem dar vedem că dacă câștigă în instanță, se întoarce înapoi la primărie cu sunt... decizia da. și primarul nu i-o pune în aplicare. Și iară mai stă, cum a fost ieri domnul din Tășnad, alalt ieri, îmi cer scuze, marți, care a venit să spună că a câștigat 95 sau 96, da, da, da. are 4300 de metri pătrați lângă Strand. Și i a spus primăria să aștepte vreo, să aștepte până și ea căsuțele de pe respectivul teren. A zis omul, am așteptat șapte ani ca să mă trezesc când primesc un titlu de proprietate pe 14 ani. Am avut spun deci, călar o să am uh, memoriul, le-am cerut memoriul și cu toate datele vom verifica acest aspect. Dar să vii să spui că un cetățean sau, mă rog, un primar devine în condițiile în care s-au derulat tri primari de atunci. Da, Haideți să vedem. Deci sunt. Haideți să vedem. Eu vreau să. Nu vreau să. Nici nu vreau să iau apărare la nimeni, nici nu vreau să acuz pe nimeni pentru că nu mi-e fire. Da, de obicei. Acest Dar pentru, pentru că n-am documentul în sunt. față, în momentul în care vom identifica și vom vedea ce. Fi sigur că voi sesiza dacă găsesc și identific că au fost cauze subiective, voi sesiza instituțiile care au atribuții în domeniu să dezlușească situația. Da, Am dat acest exemplu pentru că e cel acesta mai proaspăt, e așa așa este. Cel este cel mai proaspăt. Și omul era disperat, așa este. Și l-am sesizat și eu și mi-am disperat Este văd de Este 10 mult când de aștepți 10-20 de ani, te îngrozești da. și te da. gândești dacă tu ai fi în așa o asemenea situație, ce ai face? Unde te-ai duce? Așa da. este. Sunt, sunt multe, sunt multe te pui întrebări. Te în lor săraci și în situația lor și nu-ți găsești răspuns, într-adevăr, așa e. O, altă supra... o altă, problemă pe care știm că o aveți este, face referire la suprafața mare de teren de ținută de stațiunile de cercetare de la Livada și de la Viile Satul Mare. Am înțeles că instituția prefectului ar fi vrut cumva ca o parte din respectivele terenuri ocupate care sunt în proprietatea statului să fie trecute și dumneavoastră să puteți să le împărțiți la oameni. Ați reușit să faceți ceva? Domnul Dorele spunea că ați făcut unele demersuri. Așa este. În acel Așa. Moment suntem era... suntem demersuri instituționale. Așteptăm răspunsul la nivel național, atât de la ADS cât și de la NRP. Să vedem, noi am propus măsuri, să vedem concret dacă, dacă vor accepta propunerile noastre. Să vedem mai departe. Sincer vă spun, ne preocupă. Încercăm să identificăm noi soluții pe plan local. Dacă e pozitiv, din păcate, legislația nu tare ne ajută, că nu sunt proceduri de genul ăsta. Și asta, apropo, vreau să revin, este pentru prima dată când la nivelul Comisiei Județene de Fond Funciar, anul trecut am instituit, după, mă rog, după ce am finalizat legea 165, și am adoptat o procedură de lucru clară vis-a-vis -vis de modul cum să acționeze, mulțumesc, modul cum să acționeze uh, Comisiei locale de fond funciar. Pentru că și săracii nu întotdeauna n-au specialiști. Sunt oameni care de bună credință. Eu spun, mulți sunt de bună credință, mai sunt și cos de topor, mă rog, asta este, da? oamenii majoritatea care acceptă să lucreze voluntar, nu pot să-i să acuz de, de rea credință. Faceți și încercăm să identificăm, dar odată, din necunoștință, din așa, dar eu le-am stat la dispoziție și le-am spus cu instituția prefectului. Au fost colegii mei de la serviciul juridic să duc, le stau la dispoziție, discută cu ei, îi chem comisiei locale, ați văzut, am... Păuleștiu, Odoreu, Medieșul, le-am chemat și alte comisii, că nu mai aduc aminte, chiar nu vreau să le. Așa, le-am chemat la nivel de la prefectură, la noi, și să discutăm cu specialiștii, să cu ce se confruntă, ce aș putea să. Le dăm din expertiza noastră. De Mai mult de atâta? Mulți nu înțeleg. Le-ați dat o procedură standard după care trebuie întocmite dosarele. Da, da. Nu era nici măcar stufos. Și noi am trecut și am făcut o emisiune da, da. legată de, de acea da, procedură. Da. Și Cu toate acestea, bănuiesc că se întreabă cetățenii. păi au mură în gură, așa pe, pe uh, vorba da, da. românească. Au mură în gură acolo, tot. Și vin la dumneavoastră, la Comitetul Județean de Fond Funciar, cu dosare incomplete, așa. cu dosare uh, completate da. greșit da. Uh, și așa mai departe. Și toate acestea le trimiteți înapoi și iară durează o lună, două până se întorc cu ele. Și pe aceea ce, bine, bine, atunci pe cine să dăm vina? Pe cei de la prefectură? Pe cei de la uh, unde? Cine, cine a făcut bine? Că ei nu citit probabil nici procedura. Nu știu nici ceilalți de la primărie ce fac mai exact. Și e încă un lucru care. pe om Eu mă... revin că tocmai de-aia am vrut și am, am dispus să ne întâlnim de două ori pe lună, Comisia Județeană de Fond Funciar, și am spus că apărem în fața dumneavoastră, presei, că practic prin ochii dumneavoastră ajung la uh, cetățeni, să vadă că nu am un dosar în lucru. Din păcate ne-am adunat și nu e un dosar în lucru. Înseamnă că nu sunt dosare la instituția prefectului. Dosarele sunt la comisia locală. Trebuie să înțeleagă și ei. Dar vă spun, e o temă care s-a discutat astăzi la videoconferință uh, cu conducerea ministerului nostru unde este o preocupare la nivel național de situația. Nu e. Pe mine nu mă încălzește cu nimic că e la nivel național. Unde într -o și ceilalți sunt într-o situație curtea lui Dar pe mine mă interesează situația concetăților mei și îmi displace și știu cât Câtă preocupare și cât. Eu este pentru serviciul uh, juridic, cel puțin la nivel de uh, prefectură, este prioritatea zero. Sigur, pe lângă actele celelalte cu, cu verificarea legalității și, și de îndrumare și control la nivelul primărilor, la nivel... Asta, dar asta a fost o prioritate. Da, și poate zero. așa, dacă faceți două ședințe pe lună, în uh, felul acesta îi motivați și pe ei să lucreze mai mult. Și poate reușiți ca până la final măcar o bună parte din ceea ce a rămas să se și rezolve. Oamenii se afle cu dacă titlurile vom reuși și acest vor fi complex de, măs Mulțumiți. de propuneri legat de, încă o dată spun, retribuirea membrilor comisiilor locale. Fonduri pentru, pentru topografii care sunt topografi au contract de servicii primăriile, că nu s-au angajați, care n-au angajați. Dacă se asigură acestea, eu sunt convins că foarte multe lucruri din punct de vedere administrativ se vor rezolva. Pentru că vă spun sincer, sunt lucruri care nici în justiție vor fi foarte greu de, foarte greu de, 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 mă rog, edificat în final și de, de rezolvat. Încă un lucru îmbucurător de data aceasta, pe legea 10 din 2001, ați primit la instituția prefectului anul acesta vreo 90 de dosare soluționate. Legea 10 din 2001, pentru cine nu știe, prevede regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 1945-1989. Da. Aici rolul nostru a instituției prefectului este de a prelua dosarele și de le transmite, de a le verifica mă rog, birocratic să spun așa, și a le transmite către ANRP. Sunt multe dosare care, în momentul în care noi le preluăm, nu sunt complete. Apropo, și celelalte dosare care sunt pe fondul funcear, pe legea, legea celelalte la Fondul funcear. Și aici mai sunt încă lipsuri, pentru că toate aceste dosare pornesc de la, din nou, de la primărie. De la primărie. Nu de la comisie locală, acum de la primărie. Unde Trebuie, și nu întâmplător, am cerut încă din 2012, ca secretarii UAT-urilor, com, 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 să încerc să instruiesc, să-i fac și la un urmei am fost, chiar m-am exprimat public că aș dori să-i testez. Și -am, am fost înțeles greșit că ce vreau eu să testez secretarii și nu pentru altceva, eu nu vreau să testez, Eu îi determin să citească, să se documenteze și le-am spus de atâtea ori, nu e rușine a întreba. Eu astăzi ca prefect, ca și doctor în științe medical veterinare și eu îmi întreb pe colegii mei, pe domeniul meu sanitar veterinar, unde sunt ca specialist, domnule, cum e posibil o treabă de genul Nu-i rușine întreba. Să întrebe, să vină. Au pe cine? Suntem la dispoziția lor. De asta mă deranjează cel mai mult. Și nici noi, dacă nu suntem capabili să răspundem, apelăm la forurile noastre superioare, la specialiști care pe în punctul prin de comunicare. vedere Încercă să le Domnule prefect, Eu ce să vă spun din azi? păcate nu am reușit să vorbim poate nici 5% din toată activitatea de pe 2015 a instituției prefectului, dar timpul nostru s-a încheiat, a trecut foarte repede. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți. Vă doresc mult multă sănătate, să aveți spor de muncă, pentru că e un an uh, plin. Și vă mai așteptăm pe la noi. Eu vă mulțumesc și eu și sincer vin cu tot dragul, pentru că prin asemenea modalitate reușesc să transmit cetățenilor preocupările noastre, neajunsurile noastre, lipsurile noastre și poate ca chiar, mă rog, progresele noastre, să spun așa. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă urez și dumneavoastră, așa cum mi-a spus dumneavoastră mie, mult succes în tot ceea ce faceți, pentru că e spre binele cetățenilor. Vă mulțumim. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această minunată seară alături de noi. Ne întâlnim mâine tot aici de la ora 18.30 când site managerul Dan Băbuț va veni să discutăm despre probleme administrative ale municipiului, dar și despre echipa de fotbal Olimpia Satu Mare. Până atunci, rămâneți cu informația TV pentru că doar aici se poate spune adevărul. Ne întâlnim mâine, după cum am spus, vă las acum cu știrile toate cele bune.